an școlar a claselor de folclor de la Școala Populară de Arte și Meserie, secția Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj, instituție în subordinea Consiliului Județean de Sălaj. Principalul obiectiv al școlii este pregătirea și îndrumarea viitorilor artiști care să preia ștafeta tradițiilor culturale, a datinilor și obiceiurilor locale și nu numai, precum și păstrarea prin programe de școlarizare a specificului zonal, prin organizarea unui concurs de muzică, arte plastice, arte vizuale și dansuri populare. În prima parte a spectacolului Veți urmări, Orchestra Școlii Populare de Arte și Meserii, formată din elevii Gabriel Ilia, Octavian Mondi, Ștefan Solomonian, Kevin Bogăi, David Crăciunaș, Paul Șerban la vioară, elevul Antonio Coste la saxofon, elevul Mihai Virca la orgă, coordonați de profesorii Ionuț Albert, Ciprian Bolojan și Daniel Ilieș, interpretează suită instrumentală din Sălaj. Eleva Rebecca Lazar, anul 3 de studiu, clasa canto popular, profesor Claudiu Costinaș, interpretează piesele Trimisul meu al Bagador și Am iubit ce-am purtat dor. Elevii Cristian Marincaș la saxofon, Gabriel Ilia la vioară și Mihai Virca la orgă, coordonați de profesorii Ciprian Bolojan, Ionuț Albert și Daniel Ilieș, interpretează suita Curai Nou. Eleva Natalia Melec, anul 2 de studiu, clasa canto popular, profesor Claudiu Costinaș, interpretează piesele Dați cu pâine, nu cu piatră și Ioane, dragă Ioane. Mult succes! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Felicitări tuturor profesorilor și elevilor! În continuare, urmează a doua parte a producției cu dansuri populare din diverse zone ale Sălajului, susținute de elevii Școlii Populare de Arte și Meserii. Clasa de dansuri populare, secția maghiară, instructor Ștefan Moti, dans din zona Barcăului. Clasa de dansuri populare, instructor Gabriel Boticaș, vor dansa o învârtită rană de pe Valea Grijului și un joc codrenesc. Clasa de dansuri populare, secția maghiară, instructor Ștefan Moti, dans din zona Tovișa. Le urăm succes!
continuare vor urca pe scenă clasa de dans popular de adulți a Școlii Populare de Artă și Meserii, coregraf Doina Șancăl Dușcaș și ansamblul Mungur Mungureț, coordonați tot de aceiași instructori, care vor dansa dans de Agri, dans de Codru și dans de Maramureș. Precum și soliștii vocali Denisa Gudia, Ariana Botiș, Sonia Dragoș și Răzvan Rotar. Thank you.